Bodrule, cu prul zadeasă, spune-mi și năcastea pasă stai așa gânditor, măi, ca un om bătut de dor, măi, cum să nu că omătul m-a albit și-am rămas așa de sânăgur cu creanga fără de mugur. Nu fi codre supărat că românului e lumina codrului, măi. Sufletul românului e lumina codrului și alinarea dorului. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit aici la Teatrul Bastia din Focșani, un loc în care ne întâlnim cu multă bucurie, pentru că, într-adevăr, este cel mai fierbinte loc din punct de vedere spiritual din Focșani și pentru că, așa cum
trebuie și cum ar trebui să facem cu toții, cinstim memoria înaintașilor și pe cea a maiorului Gheorghe Pastia, care ne-a lăsat această bijuterie arhitectonică, drept lăcaș de spiritualizare și de cultură națională. Spunem de fiecare dată că odată cu sărbătorirea Sfântului Ion, încheiem sărbătorile de iarnă. Eu cred că sărbătorile de iarnă se încheie de-abia acum, odată cu sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, zi care este și aniversarea marelui nostru poet național, Mihai Eminescu. Poate nu întâmplător, doamna Maria Murgoci a început cu acea doină frumoasă despre Codru, pentru că și Mihai Eminescu, în poeziile sale, a cântat natura. Iată ce frumos spunea despre Codru Mihai Eminescu. Codrule, cu râuri line, vreme trece, vreme vine, tu, din tânăr precum ești, tot mereu întinerești. Și de-i vremea punerea, mie-mi curge Dunărea, numai omul-i schimbător, pe pământ rătăcitor, iar noi locului ne ținem, cum am fost, așa rămânem. Marea și cu râurile, lumea cu pustiurile, luna și cu soarele, Codrul cu izvoarele. Noi rămânem între noi și ne bucurăm să fim aici și să cântăm, pentru că aceasta este zestrea neamului românesc. Cântecul, dansul, vorbele din bătrâni, proverbele, zicătorile, tot ceea ce, din punct de vedere spiritual, am moștenit din moși strămoși, există în tolba noastră și avem cu toții datoria de a le duce mai departe. Prin această zestre spirituală trăim și existăm pe aceste meleaguri și cu siguranță vor fi aceste minunate bijuterii spirituale scutul nostru de apărare împotriva vicisitudinilor care se abat asupra noastră. Ne bucurăm că împreună cu ansamblul folcloric profesionist Țara Vrancei, pe care vă rog să îl aplaudați, sub conducerea muzicală a domnului profesor dr. Marcel Ghinea, ansamblu condus, așa cum bine știți, de doamna Maria Costin Murgoci, coreografia Viorel Vatamaniuc, veți urmări câteva crâmpeie din zestrea neamului românesc. Veți urmări dansuri, veți asculta melodii din diverse zone ale României și vom încerca pe cât se poate să vă încălzim sufletul și să vă aducem bucurie astăzi, în zi de 14 ghenar, cu o zi înainte de aniversarea a 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. În aplauzele dumneavoastră, Țara Vrancei! I know.
pe un chișor de ploi, pe o gură de rai. Iată vin în cali, se cobor la vali, trei turmi de oi cu trei șobănei, mândri voinișei. Unui moldovean, unui ungurean și altui vremșean, măi, șari oi mai multi, mândri și cornuti, și cai învățați, și câini mai bărbați, și câini mai bărbați. Da, și-am miorită, n-a plăviță, de drizălincoașii, gura nu-i mai tașii, zioară prin poiană, din zori până-n sară, parcă-i bună vioară. Drăguțule pașii, dă-ți oielii-n pașii, la negru să voi măi, că iarbă de noi și umbră de foi, că iarba mai grasă, umbră de coroasă și a bisplasă. Stăpânii, stăpânii, ascultă la mine, că am auzit când s-au el moldovean, ca să-mi omoare la pus de soare, la pus de soare. Mioriță laie, laie bucălaie, dacă o fi să mor, tu să le spui lor, măi, ca să mă îngroape în strunga de oi, să fiu tot cu voi. Iar dacă ai vedea pe măicuța mea, să-i spui curat că m-am însurat, că m-am însurat. O fată de crai, pe-o gură de rai, pe-un picior de plai. Go!
Hai și-o bani și-ți afară, că nu-i timp să zăpăviți, că copilul cu dihiară, voi îl dobitiți. Dar puniți mâna pe șopar, ca să nu sară pe schimbar. Moș Bărțana e netate și-o cu șapte lupsarbate, iar pișorii lui ca stânca, nici nu știu ce-nseamnă frica, că-s șobani vițăvete și găiniști n-au perechi. Fie vară, fie toamnă, dacă-i soare, dacă-i nor, dragostea mereu-i cheamă lângă urma lor. Dacă-i șoban, dați roagă stânii, ce-o să merge chiar acasă, cu turbina iernat, că lumea e populoasă, să vă știm să așa să faci sărbătoare. Ai ca la zâmbi sărbătoare, că bateți pasul cu nădejdii, ai mai vârtos, mai șovănești, cum se joacă prânșeleștii. Ce de lege, licodule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ. De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Bate vântul frunza întungă, cântăreții mi-a lungă, bate vântul dintr-o parte, iar aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec, dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele trec în storuri, în rândunele, ducând gândurile mele.
se duc de rând, de rând, zarea lumii întunecând și se duc ca clipere, scuturând aripele și mă lasă pustit, vesteșit și amorțit și cu dorul singurel de mă mângâi doar cu el. Cu el și cu dumneavoastră, bineînțeles. Pentru că ce am fi noi fără dumneavoastră, publicul? Ați ascultat balada Viorița, atât de cunoscută și totuși de fiecare dată când o asculți, tresare ceva în tine, pentru că e într-adevăr poate oful neamului românesc, poate ceea ce ni s-a întâmplat dintotdeauna, pentru că Viorița nu este specifică numai Vrancei, ea a fost descoperită aici, în munții noștri, la Soveja, de către Alecu Rousseau, dar Viorița se cântă în toate zonele țării, și în Ardeal, și în Muntenia. Și ați urmărit și un frumos dans ciobănesc în coreografia lui Viorel Vatamaniu. Mergem mai departe în spectacolul nostru și veți asculta două tinere care, iată, fac ceea ce spuneam că trebuie să facem cu toții, la ce spuneam la începutul întâlnirii noastre, duc mai departe zestrea moștenită din bătrâni. Este vorba de Tatiana Alexandru și Andreea Crețu. Le veți asculta pe ele, veți urmări și un dans de Vrancea, iar înainte de aceste două tinere și de dans, o să vă invit să ascultați un instrument popular extrem de apreciat, fluierul, și cred că ne va interpreta ceva și la caval, un purtător de mesaj și un purtător de talent. Pentru că tatăl domniei sale a fost membru în formația de fluierași de la Paltin, pe vremea când acolo era primar un domn care se numea Ionaș Nichitoiu, cel care a pus bazele singurului muzeu etnografic din această zonă a României și unul dintre cei mai apreciați și recunoscuți etnomuzicologi din România, Dumitru de Stancu, cel care a închinat 3 volume de folclor muzical țării Vrancii. Așadar, va veni în fața dumneavoastră și vă rog să-l aplaudați pe Vasile Darie! Thank you.
si bagna di vino rosa, ci sia la gradina marina. E la si bagna di vino rosa, ci sia la gradina marina. E scusa con uno scioto legno, ci vediamo la gradina. Come on.
Țara Franței. Cât de frumos spunea Mihai Eminescu în Călin, fiile din poveste. Toamna, frunzele colindă, sub un greier, sub o grindă. Vântul jalnic bate-n geamuri cu o mână tremurândă, iar tu, la gura sobei, stai ca somnul să te prindă. Ce te sar din vis deodată? Tu auzi pășind întindă, e iubitul care vine de mijloc să te cuprindă, și în fața ta frumoasă o să fie o oglindă să te vezi pe tine însăți, visătoare, surâzândă. Dragostea! Un sentiment nobil pe care poetul Mihai Eminescu, așa cum întreaga spiritualitate și înțelepciune populară românească, a întipărit-o în versuri și în cântece. Vom asculta tinerele Georgiana Andrei, Alexandra Baniță, Diana Vaida, Mihaela Gheorghiță, apoi pe toate în grup și, bineînțeles, ne vom delecta cu țabalul mânuit de Laurențiu Badurlă și cu cursa lui Fănel Haud. În aplauze dumneavoastră, acești moștenitori de dezaur. Joacă-mă, bădiți, vinii,
acasă când lumea în sat, cu moșul ăștia. Și-o prinde mă din niștogel, și mă vârti ușurel, din doi călării sporești, da la 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 la, cât îi lumea nu găsești, da la 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 la. Mișându-ți pământul lui, la 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 la, mișându-ți pământul lui, la 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 la. Mă va sâni pe pioare să jucăm cu noi, s-ar în joc cu ista bucernesc, fiind plai românesc. Se va sâni pe pioare să jucăm cu noi, s-ar în joc cu ista bucernesc, fiind plai românesc. Mai mai din să mai,
Și din cap în închicioare mai facem să mă încălchită ca o floare, mai facem să măi. Mă vorbim și de rău, s-a cumpărat un curaj și la altul spune-i s-a dorit să știe că și graițele s-au trăit că omul care-i frumos. Băga un netrăgăstos, opa! Lasă lumea să vorbească! E cu tine ca și ca să mai bădim sub bădișor!